dă negru curat, ma-la-la-la-la. Că ți-am luat să și rămâi, taie greu să-mi gură, ma-la-la-la-la. Tu n-ai închei să și rămâi, la-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 la. Smolgile de fete, cu maci roșii la ureche, la-la-la-la-la. Da, tu mândră porți bujori, ai tăi mândri obrăjori, mă-la-la-la-la. Și eu cu drag te ajut, măi, la-la-la-la. Nu-i bai că ești nere, ma-la-la-la-la. Până-n sară eu-mi găta, măi, cununa și a ta, ma-la-la-la-la. Și-o mintra cântând în sat, măi, la-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 la. Șerat, măi, până atunci mândruța mea, măi, la tril snobni săruta, mă-la-la-la-la. Da, să nu-ți fie rușine, în grâu nu ne vede nimeni, la-la-la-la. Și chioi șere de nevastă, la-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 la. Să șera om bolda noastră, la-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 la. Rămân bătrâni
e la Kremlin plin obrazul, ori ajuns fără putere și n-au nici o mângâiere. Că li s-o dus, că li s-o dus ajutorul și ei o rămas cu dorul, dorule. Doamne, ce viață amară, e parte de-ai tăi din țară. Cum îi ruja și cu spini, așa-mi ies eu cu străini, cu străini. Dar cu străini și vorberele și-mi fațelile grele, dorule, zile grele. Bună să vă fie inima, stimații și dragii mei privitori! În această seară frumoasă în care vara se simte din ce în ce mai mult, am venit cu forțe proaspete și cu dorința să vă fac să uitați de grijile de peste zi și să vă simțiți bine în compania mea, fiindcă am muzică bună și povești una și una pentru dumneavoastră. Dar să intrăm direct în subiect și să urmărim un prim calup de videoclipuri populare alături de cei mai tineri interpreți și nu numai. Doamne, fer că nu aș vrea, măi, să-l muște pe care-i famă.
trandafirul avea foi, la na 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 na. Ba de când ne iubeam noi, la na 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 na. Trandafirul avea foi, la na 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 na. De când ba de ne-am lăsat, mai la na 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 na. Trandafirul s-a uscat, mai la na 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 na. Din inima, la na 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 na. S-a uscat din rădăcina, la na 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 na. Să nu te scot din inima, la na 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 na. S-a uscat de la pământ, mai la na 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 na. Niciodată să nu te uit, mai la na 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 na. Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmacovă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmacovă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Caută și citește ultimul număr al revistei Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovare a valorilor locale. Articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. Totul într-un format ușor de citit și cu un design atrăgător. Revista Reghinul Nostru se tipărește în 3000 de exemplare, distribuite gratuit, iar articolele pot fi citite și pe www.reghinulnostru.ro. Salonul Puls, intim și confortabil. Reușim să creăm o atmosferă destinsă, o ambianță familiară în care să vă puteți relaxa și bucura de servicii de calitate. Coafură, make-up, masaj de întreținere și tratamente faciale, manicură, pedicură. Salon Puls. Frumusețea ne inspiră. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
Noi suntem sursa ta zilnică de informație, jurnaldereghin.ro, site-ul de unde peste 20.000 de vizitatori din toată lumea sunt la curent cu ultimele știri din Reghin. Jurnaldereghin.ro, locul unde ai citit cele mai importante știri din Reghin. Aici ai trăit împreună cu noi clipe fericite din viața comunității, dar ai descoperit și momentele critice prin care a trecut societatea reghineană. Jurnaldereghin.ro, știri, rubrici utile sau reportaje, toate de interes local. Jurnaldereghin.ro, cel mai vizualizat site din Reghin. Jurnal de Reghin, aici se întâmplă, aici afli. Un proiect MX Media. Reghin TV în colaborare cu Lex Ali Gym, cea mai performantă sală de sport din municipiul Reghin, vă invită să spuneți da pentru mișcare, da pentru sănătate. Urmăriți zilnic în jurnalul de sport al Da Reghin TV exercițiile recomandate de instructorul Florin Dogaru și faceți primii pași spre o viață mai sănătoasă. Veniți și dacă ați obosit un pic dansând și cântând alături de artiștii de dinainte, vă propun să vă așezați comozi în fotolii și să ne amintim de vremurile de demult, de vremurile care ne-au dat obiceiurile și tradițiile populare, fiindcă urmează bine cunoscuta rubrică Tradiții Populare. Thank you.
satule părinte bun mai. La 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 la. Mă întorc la tine acum mai. La 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 la.
Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor, așa cum am mai spus de fiecare dată, făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Câți dintre tinerii de astăzi cunosc valoarea acestor tradiții? Câți dintre ei mai ascultă muzică populară? Ei bine, eu am încredere că, deși totul este modernizat, sunt tineri care încă iubesc folclorul. Supraviețuind tăvălugului comunist, sărbătoarea pascală Pogăniciul de la Sân Mihail de Pădure își continuă tradiția singulară în arealul tradițional românesc, sărbătoarea pascală Pogăniciul. Această sărbătoare din comuna mureșană Sân Mihail de Pădure are, pe lângă obișnuita primă brazdă la arat legată de începerea anului agricol, un specific unic legat de un ritual străvechi al inițierii tânărului în muncile câmpului. Cercetătorul științific și directorul Muzeului Etnografic din Reghin, Maria Burzan, a constatat că se asista la o revigorare a tradițiilor. Există sate în care n-au fost niciodată neglijate aceste tradiții, un exemplu semnificativ fiind Sân Mihail de Pădure, unde și în perioada comunismului, sărbătoarea Pogăniciului de duminica din prima zi a Paștelui nu a fost vreodată întreruptă de când se știu sătenii, a declarat Maria Burzan. Acesta a remarcat o particularitate a sărbătoririi, primului plugar față de alte zone ale țării. Acolo este celebrat doar acel prim gospodar care iese la arat, iar la Sân Mihail de Pădure apare Pogăniciul, probabil de la pogon, ca suprafață de teren, cel care mâna vitele la arat și la coarnele animalelor în spatele plugului, fiind gospodarul sau plugarul. Mai important pentru sătenii din Sân Mihail de Pădure este Pogăniciul, un tânăr care trebuie să nu fie însurat, neprihănit și să fie harnic. La Sân Mihail de Pădure, în ziua de Paște, după Sfânta Liturghie, oamenii merg la Iclejie, lângă vale, pentru a sărbători pe Pogănici. Se aleg astfel 7 feciori, fugari, desculți și îmbrăcați doar în chilos și care se așează cam la 200 de metri în urma Pogăniciului. Când se dă semnalul de începere a urmăririi, Pogăniciul fuge pe răzoare, apărându-se cu o curia și încercând să nu fie prins de acei fugari. Dacă reușește să treacă râul și să ajungă la biserică, să urce în clopotniță, trage clopotele, semn că întrecerea a luat sfârșit, iar el a ieșit învingător. Apoi Pogăniciul este cinstit cu băutură de către cei care l-au urmărit. Așezat pe iarbă cu brațele desfăcute, este înconjurat de fete, de feciori și de oamenii care participă la sărbătoare cu ouă roșie și vin. Oul apare aici ca simbol al divinității, fiind gătit cu măestrie prin vopsire. Omul e ca oul, spune tradiția, plăpând și expus morții în orice moment. Dacă este prins de fugari, îl aduc pe sus și l-aruncă, îl corlesc în pârâul satului, iar el este dator să facă cinste cu băutură celor care l-au prins. Udarea plugarului se înscrie în credința acțiunii benefice a apei ca agent fertilizator, de bun augur, de rodnicie a țărânilor, de curățire și purificare înainte de începerea unui ciclu greu al muncilor de vară și de toamnă. Fugarii și tineretul se duc apoi pe omenie, merg la casa Pogăniciului, unde sunt așezați la masă. Urmează jocul, mai întâi bărbații care încep roata, apoi li se alătură femeile, iar înainte joacă sărbătoritul, Pogăniciul, iar jocul se continuă până seara târziu. Dorule, albădiță-mi-i căta, măi, dorule.
omule. Și nu-i mai căuți micuță, dacă la mulți a fost drăguță dorule. Și nu-i mai căuți micuță, dacă la mulți a fost drăguță dorule. Și ca tine am mai văzut, măi dorule, tu ca mine n-ai avut, măi dorule. Hotel Restaurant Marion Pădurea Rotundă, locație de referință pentru regineni. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție, într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați. Un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxantă într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă, simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Vino la magazinul Teletec și bucură-te de marile reduceri la toate mașinile de spălat rufe prin programul Buyback. Acum ai mașină de spălat Arctic, 1000 rotații și funcție de spălare rapidă, 3 ani garanție la numai 949 lei. Teletec, cel mai mic preț pe care l-ai văzut vreodată. Avocați, doctori, notari și industriași. De 10 ani suntem o parte din viața ta. Cotidianul Mureșan zi de zi te invită să votezi cele mai apreciate personalități. Fermieri, sportivi, actori și oameni de artă. Accesează www.zi-d-zi.ro, secțiunea Top 10 ani. Votează și desemnează cei mai buni universitari, arhitecți, învățători și profesori. Fii și tu parte din viața noastră și votează! Accesează zilnic reghinulnostru.ro și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum ai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Complexul turistic AIMA, restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta. Poligon de tir, hotel de 3 stele, 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial, sală de conferințe cu o capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Reghin Bistrița, kilometrul 5. Strada Dealul Brezii, numărul 45.
pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Insan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. Și umbros, măi, codule ficior frumos, tu ești tânăr și umbros, măi. Peste tine ploaia pică și nici o frunză nu strică, numai atunci când toamna vine mai cade frunza din tine. E rău să nu-ți pară că de-alta-n primăvară, dar ți-e rău să nu-ți pară că de-alta-n primăvară. Ție frunza-ți înverzește, mie părul cărunțește, dar tinerețea la mine niciodată nu mai vine. Mă gândesc, supărat că îmbătrânesc, măi. Stau în loc și mă gândesc, supărat că îmbătrânesc, măi. Tinerețele să duc, bătrânețele mă ajung. Cui să îi dau bătrâneța, să-mi dea mie tinereța. După lume că eu trec și ea rămâne. Rău îmi pare după lume că eu trec și ea rămâne. Și-are după ce-mi părea tinerețea ca florea. Din nimic nu-mi pare rău, am făcut tot ce-am vrut eu. Și-are după ce-mi părea tinerețea ca florea. Din nimic nu-mi pare rău, am făcut tot ce-am vrut eu. Iată, ne îndreptându-ne spre ultima parte a emisiunii și așa cum am obișnuit la această rubrică, aduc ca de fiecare dată pentru dumneavoastră un nume, un artist de valoare a muzicii populare. Haideți să vă spun câteva minute despre cine este vorba de această dată.
Sânele le-a făloasă, la 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 la. Nu știi țese, nu știi coasă, la 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 la. Sățânele le-a făloasă, la 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 la. Nu știi țese, nu știi coasă, la 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 la. De mâncare nu știi fa, numai la joc a juca, la 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 la. Sățânele le-a măreață, la 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 la. Nu plătește un om de rață, la 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 la. Sățânele le-a măreață, la 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 la. O de rață-i 4 lei, e de râs între femei, la 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 la. Lumea se duce la lucru, la 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 la. Și adorme ca butucu, la 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 la. Lumea se duce la lucru, la 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 la. Și adorme ca butucu, la 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 la. Când îi pe la prânzul mare, se scoală și vrea mâncare, la 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 la. Du-te în câmp la săcerat, la 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 la. Și nu cere de mâncat, la 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 la. Du-te în câmp la săcerat, la 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 la. Și nu cere de mâncat, la 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 la. Săptămâna a trecut, tu nimica n-ai făcut, la 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 la. Sărbătoare, la 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 la. Se gătește ca o floare, la 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 la. Duminica în sărbătoare, la 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 la. Se gătește ca o floare, la 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 la. Și când se duce la șof, dă-ți piciorii îi fac loc, la 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 la. Rău, Doamne, s-o înșela, cine cu ea s-o însura, la 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 la. Mariana Angel este o interpretă de muzică populară din Arteal. Născută la 16 mai 1966 în Călanul Mic pe Valea Străiului, județul Hunedoara, Mariana Angel a pășit sfios în marea lume a folclorului românesc de la vârste fragede. A cântat prima oară pe scenă la vârsta de 12 ani, când fratele său Marcel i-a făcut cadou de ziua ei înscrierea la un concurs organizat de Casa de Cultură din Călan. Artista a câștigat concursul și a devenit solista, mezina și mascota ansamblului folcloric din zonă. Apoi, la vârsta de 16 ani, a participat la un festival folcloric în Mehedinți, la care s-au înscris 108 concurenți. Mariana Angel a obținut marele premiu. Un alt moment emoționat din viața sa a fost în timpul filmărilor de la TVR pentru Revelionul 1982-83, întrucât totul se desfășura alături de mari nume ale folclorului românesc, dintre care amintim Mariana Drăghicescu, Sofia Bicovianca, Elena Roesen sau Angela Buciu. În anul 1987, la 21 de ani, Mariana Angel s-a căsătorit și a născut o fetiță, însă a divorțat la scurt timp. A debutat la prima ediție a emisiunii Tezaur Folcloric a Mărioarei Murărescu. A triumfat la multe concursuri, a cucerit trofeul Floarea din Grădină și premiul Fundației Etnos în 97 pentru realizările în domeniul culegerii și promovările folclorului autentic. În toamna lui 2007, Mariana Angel a împlinit 25 de ani de carieră dedicată cântecului popular, culturii și tradițiilor autentice de pe meleagurile hunedorene. La sediul Organizației Internaționale de Folclor de la Modling, Austria, fotografia sa se află la loc de cinste ca singura reprezentantă a folclorului românesc. Haideți să o mai ascultăm încă o dată cu glasul ei sensibil, dar totodată atât de impunător. Hey!
rușine, la 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 la. Mi-e rușine de opinci, la 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 la. Că le rup jucând aici, la 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 la. Hai, hai, înainte picioare moi, la 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 la. Că și eu vin după voi, la 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 la. Păi înainte trupăind, la 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 la. Eu la urmă găfâind, la 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 la. Hai, da, așa, așa, mă. Hodinită-i vai de ea, la-la-la-la-la-la. Cu dormită te ziua, la-la-la-la-la. Hai, hai, sare mândrulița-n joc, la-la-la-la-la-la. Din călcâie iese foc, la-la-la-la-la-la-la. Joacă mândrulița bine, la-la-la-la-la-la. Și te-nvață și pe tine, la-la-la-la-la-la-la. Hai, da, hop, șa, șa, mă. Ziua te-o chitești, la 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 la. Mai urâtă nu găsești, la 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 la. Hai da, hop, șa, șa, mă. Hai, hai, jocă-mă, bădiță, vine, la 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 la. Și mă învârte lângă tine, la 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 la. Jocă-mă, bădițule, la 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 la. Să-mi sară călcâile, la 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 la. Nu știu de să nici ori zi, la 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 la. Cum mă știu la joc să ci, la 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 la. Că nu știu lucru lucra, la 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 la. Păi cum știu a juca, la 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 la. Înainte picioare moi, la 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 la. Că și eu vin după voi, la 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 la. Păi înainte tropeind, la 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 la. Eu la urmă gâfuind, la 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 la. Ei, am ajuns iată cu pași înceți, dar sigur la final și recunosc că m-am simțit foarte bine și m-am relaxat alături de dumneavoastră, lucru care sper că l-ați făcut și voi cei din fața televizoarelor. Și de aceea nu mi-au rămas bun, ci vă pup doar cu mare drag și aștept cu nerăbdare să ne vedem săptămâna viitoare, tot aici, tot cu mine și bineînțeles cu dumneavoastră. O seară frumoasă! Ai la 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 la
ritmă, la 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 la. Mai e drăguța ta, măi, ai, la 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 la. Zice rău toată lumea, la 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 la. Mai e drăguța ta, măi, ai, la 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 la. Zice rău toată lumea, la 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 la. Și de tine râdi în sal, ai, la 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 la. Pentru cine mai lăsat, mă, la 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 la. Râdi-o lăsat și râdi-o lume, ai, la 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 la. Că nu-i frumoasă ca mine, la 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 la. Mera Autoservice, de 14 ani pe Piața Reghineanu. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichigerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Mera Autoservice, agreat de toate societățile de asigurări. Mera Autoservice, seriozitate și calitate. Te pregătești de concediu? Cauți agenția de turism în care poți avea încredere deplină? Vino la agenția de turism a hotelului Grand. Dincolo de cele mai bune oferte, ai garanția unei vacanțe fără surprize. Marca Grand înseamnă siguranță și experiență de peste 40 de ani. Te așteptăm la biroul nostru din cadrul hotelului. Sună la 0365 882 302 sau caută-ne pe Facebook Grand Travel Agency. Agenția de turism a hotelului Grand. Cu noi vezi lumea în stil Grand. Cu noi ai siguranța unui eveniment reușit. De peste 10 ani îți oferim sonorizări și DJ pentru evenimentul tău. Party DJs. Ne găsești pe partydjs.ro și pe Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 158. Party DJs. Pentru petreceri reușite tot anul. Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens Sana in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Să o revezi? Accesează www.tareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD.